Bună ziua tuturor, stimați reprezentanții ai mass media, stimați cetățeni, decizia de a desfășura acest briefing de presă este alimentat de efectele nefaste continue ale calamităților naturale. Vedeți ce se întâmplă afară, am început un an agricol destul de bun comparativ cu ceea ce am avut în 2020, însă schimbările climatice care ne afectează din an în an tot mai mult nu ne oferă posibilitatea ca să avem un an agricol perfect. De fapt, ani agricol perfecți nici nu sunt. Din câte cunoașteți, în conformitate cu rapoartele privind situațiile excepționale prezentate de către subdiviziunile Inspectoratului General pentru Situații de Urgență Teritoriale, în comun cu comisiile pentru situații excepționale care au fost create la nivel local, de comun cu Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, pe teritoriul Republicii Moldova, în perioada anului 2021, dar în special începând cu luna mai și prima jumătate a lunii iunie, au fost înregistrate peste 20 de situații excepționale cu caracter natural, precum vijelii, ploi torențiale cu grindină și vânt puternic, furtuni de praf, care au dus la pagube destul de mari. Acestea s-au produs pe teritoriul a 29 de localități din 14 raioane, cele mai afectate fiind Iedineț, Criuleni, Drochea, Florești, Ialoveni, Urhei, Rezina, Râșcani, Soroca, Sângerei, Telenești, Șolbenești și Ungheni. În consecință, au fost afectate importante segmente de infrastructură, mă refer la infrastructura economică și socială, spălări de drumuri, asfalturi și chiar și distrugeri de poduri, dar și suprafețe impunătoare de semănături și culturi agricole care au fost, practic, distruse. Vorbesc de o suprafață de circa 3.000 de hectare, inclusiv porumb, ploarea soarelui, grâu, orz, seclă de zahăr, livezi, legume și pomușoare, dar și alte culturi. Astfel, paguba materială, total înregistrată până la moment, vorbesc de practic o lună jumate, constituie circa 35 de milioane de lei, dintre care peste 30 de milioane de lei sunt pagube pentru culturile agricole. Țin să menționez că în context potrivit datelor oferite de Serviciul Special pentru Influențe Active asupra proceselor hidrometeorologice, timp de 12 zile cu influențe active, în total au fost tratate cu agent activ 396 de obiecte și au fost deja lansate 3056 bucăți de rachete. Sau de două ori mai mult decât perioada similară a anului trecut. Practic de două ori mai mult. Ceea ce înseamnă că vor fi necesare procurări suplimentare de rachete. Vreau să menționez că în zonele unde sunt instalate sistemele anti-grindină, prejudicii culturilor agricole nu au fost. Doar dacă în cazul în care sunt zone care nu sunt protejate astăzi. Țin să menționez că încă la sfârșitul anului trecut am solicitat ca să fie oferite suplimentar 7 milioane de lei prin bugetul de stat pentru a instala încă 18 puncte rachetare, vorbim în special de raioanele Ștefan Vodă, Căușeni, Hâncești și Șoldănești, care ar fi acoperit în total încă 250.000 de hectare și în felul ăsta am fi ajuns la o suprafață de aproape 2 milioane de hectare. Astăzi, pentru a acoperi aceste suprafață, mai avem nevoie încă de 7 milioane de lei, iar pentru procurarea încă a unui lot de rachete, pentru a fi sigur că până la sfârșitul perioadei agricole, iar astfel de influențe active cu grindină le-am putea avea până la sfârșitul lunii septembrie, avem nevoie încă de un lot de rachete care costă în jur de 12 milioane de lei și pentru care vom solicita ca banii să fie oferiți în rezerva de stat. La moment, pentru asigurarea funcționării, am spus că sunt nevoie de 7 milioane plus 12 milioane de lei. Totodată, ieșind din specificul climatic existent, Ministerul solicită Guvernului Republicii Moldova alocarea surselor financiare în mărime estimativă de 47 milioane de lei din fondul de rezervă pentru compensarea parțială a prejudiciilor cauzate infrastructurii rurale, dar în cea mai mare parte pentru acoperirea parțială a prejudiciilor
care au fost cauzate producătorilor agricoli. Producătorii agricoli care nu și-au revenit încă din cauza seștei care a fost anul trecut. Dar și pentru a ne asigura o asigurare a securității alimentare pentru anul curent. Cât ține de anul curent, dacă să ne referim la suprafețele agricole cu culturi de toamnă, ele arată la moment destul de bine, securitatea alimentară a țării este asigurată, dar totul depinde de ce vom avea în următoarele luni de zile. În acest sens, după cum am menționat, sunt pregătite demersurile necesare pentru a fi înaintate guvernului și a solicita alocarea a sumei de 47 milioane de lei din rezerva de stat pentru acoperirea prejudiciilor din agricultură. Eu vă mulțumesc!